M-am dat aici pentru a deschide acest eveniment. Vreau în aplauzele dumneavoastră să-l invit din nou pe domnul primar Mihali Toader, cu binecuvântarea căruia să putem să începem acest festival prin cuvântul de începere, să ne putem bucura de minunatele tradiții românești și maramureșene. Domnul primar, câteva cuvinte. Mulțumesc. Sunt nespus de bucuros să vă văd aici prezenți, să avem un timp atât de frumos, favorabil pentru această horă, un ansamblu atât de bine organizat și copii frumos îmbrăcați și personalități și tot ceea ce avem nevoie la o adevărată horă la Prislop. Cu acestea fiind spuse, declar deschisă cea de-a 44-a ediție și vă doresc distracție plăcută și multă sănătate. Doamne ajută, mulțumim tare mult oficialităților, vreau în aplauzele dumneavoastră să-i gândim la faptul că această horă depinde de implicarea lor, de modul în care vom conștientiza faptul că trebuie să perpetuăm aceste minunate modalități de exprimare culturală. Vă spuneam că ansamblul Prislopul a luat ființă datorită nevoilor noastre, ale Borșei, de a ne redefini identitatea, de a promova ceea ce străbunii noștri ne-au lăsat și mai presus de toate, să știți că maramureșene și borșene au fost mereu atașați de cântec. Întâi de fapt se aud cântece, după care răsare soarele în casa maramureșenilor. Haideți să aplaudăm pe cei care reprezintă în aceste momente ansamblul Prislopul și pe doamna coordonatoare Lilia Șovan, precum și cea care este responsabilă de coreografia dansurilor populare, doamna Cornelia Ștețco, cărora le mulțumim. Ansamblul Prislopul deschide cea de-a 44-a ediție a Festivalului Interjudețean de Folclor, Hora la Prislop. What's it?
stres. Și diavolul cât cel mai strâns, se tăie după mine, ori plânge. Nu mor uita șohane, că special e moroșan. Dragul de unde a venit, cu cine ne-am întâlnit, și apoi lumea dorule. Ei, hai și iară, hai! Dragul de unde a venit,
pentru ansamblu Prislopul și pentru acești pui de daci. Și vreau să vă zic că am o hore pe care am învățat-o și eu de la moșul meu, o doină, că doar ai musai la un festival de folclor și atâta timp cât noi vom ști să doinim, atâta timp cât noi vom ști să ne păstrăm cântecele, vom rezista ca maramureșeni, ca români. Come in there.
satului, pe care nu trebuie să uităm niciodată, un cântec undeva cules de pe Valea Sămeșului, fiindcă de frații noștri bistrițeni ne despart doar munții. Mergem mai departe cu acest cântec de pe Valea Sămeșului. Dedicat special pentru toți cei care sunt prezenți aici și care un an de zile au durat printre străini, un an de zile au fost departe de Maramureș și de drumul satului. Niciun drum pe lume nu-i mai la 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 ca și drumul satului mai la 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 la. Și ultimul cântec, un joc de cătănie. Câți dintre dumneavoastră ați făcut armata? Cătănia. Special pentru dumneavoastră, acest cântec de cătănie, în cea de-a 44-a ediție a Horei la Prislop. Dar mi-o venit ori din să plec.
șalai-la-i-la, să mă ducă-n cătănie, șalai-la-i-la, ordin de la împărăție, șalai-la-i-la, să mă ducă-n cătănie, șalai-la-i-la. Șalai-la-i-la, inimișii petrece, șalai-la-i-la, că pe mâine ceasul-i zece, șalai-la-i-la, inimișii petrece, șalai-la-i-la. Să mă petrecă și ea, șoarenii și măicuța, dar să mă petrecă și ea. Auzi mândră trenul vine, șalai-la-i-la, plânge inimioara mine, șalai-la-i-la. Auzi mândră trenul vine, șalai-la-i-la, șalai-la-i-la. Șalai-la-i-la, rămâneți cu sănătate, șalai-la-i-la, că-i poruncă împărătească, șalai-la-i-la, trebuie să se împlinească, șalai-la-i-la. Vă mulțumesc! Acesta fiind zis, să mergem mai departe să ne primim oaspeții, fiindcă sunt prezente ansamblu din tot Maramureșul și din Suceava. Este timpul să ne bucurăm de prezența lor și să îi primim cu toate aplauzele noastre pe cei care reprezintă în aceste momente cultura maramureșeană.
haideți să-i întâmpinăm cu aplauze. Mă gândesc că ar fi de bun augur, nu sunt mici și nu știți ce este în sufletul lor în aceste momente, dar eu sunt convins că vor avea forța să vă încânte. Aplauze pentru ansamblul din Sârbia, ansamblul folcloric Kosăul. Să
vom mări pașii să ajungem într-o comună extraordinară, mai precis în Desești, unde primim pe ansamblul folcloric Coconi Diepă Iza, Coconi mândri, înstruțați. Să jucăm un fecioresc! După pui de mă!